Bună seara și bine v-am găsit la monitor. Ordine și disciplină pe șantierele orașului este ceea ce vrea să impună primăria Aradului în materie de lucrări pe domeniul public. Acest lucru urmează să se întâmple printr-un regulament care a fost supus în această după-amiază dezbaterii publice. La consultarea care a avut loc în sala Regele Ferdinand și care a început cu un sfert de oră întârziere, au participat reprezentanții ai aparatelor tehnice din cadrul primăriei, care au fost implicate în elaborarea regulamentului, reprezentanții ai diferitelor companii care desfășoară lucrări publice, dar și ai cetățenilor afectați de șantiere. Pentru început au fost prezentate câteva dintre modificările prevăzute de acest regulament, cum ar fi obligația de a efectua umpluturile șanțurilor cu balast și nisip sau de a tăia asfaltul doar cu mașini special destinate pentru astfel de operațiune. O altă modificare vine să preîntâmpine situațiile hilare în care pe aceeași stradă se efectuează mai multe lucrări la intervale scurt de timp unul după celălalt. Administratorii sau deținătorii rețelelor de eficat gospodării de orice fel au obligația ca în fiecare an până la 15 decembrie să depună pentru anul viitor un program cu toate lucrările programate a fi executate la aceste rețele utilitare gospodărești. Modificarea care a ridicat cele mai multe semne de întrebare din punct de vedere al companiilor de construcții și lucrări este cea care prevede că aducerea carosabilului la aspectul inițial, execuție care trebuie realizată în termen de 72 de ore de la încheierea lucrărilor, se face doar cu firme agreate de către primărie. Aici vreau să întreb, ce condiții trebuie să îndeplinească firmele astea ca să poată să fie restrictivă problema aceasta sau nu? Firmele care doresc să fie agreate pentru refacerea lucrărilor de săpătură, își depun un dosar în cadrul hotărârii anexat. Sunt prevăzute toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească. Pornind de la informații generale, experiență, CV, lista lucrărilor executate, obiectul de activitate, personal de specialitate, dotări, informații privind dotările pe echipamente specifice lucrărilor de drum. Reprezentantul unor asociații de locatari de pe Bulevardul Revoluției a participat la dezbateri nu pentru a face propuneri concrete, ci pentru a trage un semnal de alarmă generic. Cetățenii sunt extrem de nemulțumiți de felul cum lucrează angajații companiilor de construcții. Vin și mă întreb, lasă, nu vreți să știți, dar vă invităm să veniți acolo să vedeți cum arată. Avem niște pomi foarte mari cu rădăcinile care... La dezbatere au fost prezenți și consilieri locali, nu doar pentru a asculta, ci și pentru a face propuneri de îmbunătățire a regulamentului. Una dintre acestea se referă la modul în care cetățenii și trecătorii sunt protejați de disconfortul și pericolul din zonele de lucrări, în special acolo unde acestea presupun săparea unor șanțuri. Zonele în care se execută lucrări de săpătură se semnalizează, și acum înțeles articolul, adică textul, și se protejează. Protecția zonei afectate de lucrări la rețelele prin coedilitare se realizează fie prin folosirea plasei speciale, fie prin folosirea unor garduri metalice, adică o construcție ușoară. Regulamentul cu amendamentele formulate urmează să intre în perioada următoare în dezbaterea comisiilor, iar mai apoi în plenul Consiliului Local. După mai bine de 20 de ani de trudă și sacrificii, lucrările la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare se apropie de final. Impresionantul lăcaș de cult se transformă încet, dar sigur, într-un monument de arhitectură bisericească, urmând să devină simbolul nord-vestului țării. În această dimineață, lucrările au ajuns într-o nouă etapă de construcție, prin ridicarea unei schele de 44 de tone la cota de plus 47 de metri. Fețele bisericești speră ca până la toamnă să fie înălțată și crucea înaltă de 20 de metri. O
Operațiunea de montare a schelei din metal de 44 de tone a fost anevoioasă și s-a desfășurat cu ajutorul unei macarale gigantice de 500 de tone, adusă tocmai din capitală. De pe acest eșafodaj vor lucra pe mai departe muncitorii la ridicarea cupolei și a turnului și tot pe el vor așeza spre final crucea înaltă de 20 de metri. Schela va rămâne la înălțime până când vor fi finalizate picturile interioare. S-a ridicat eșafodajul din metal, din schelet metalic, care se așează la baza cupolei, un eșafodaj din metal care are aproximativ 40 de tone, cu această macara gigantică, care are 500 de tone. Eșafodajul respectiv are următorul motiv pentru care l-am ridicat. Pe el se va înălța schela în jurul cupolei, pentru ca să se poată ridica cupola până la 67 de metri, urmând ca pe cupolă să se așeze Sfânta Cruce. Arhitecții recunosc că această construcție este una dintre cele mai complexe din țară. În final, un adevărat simbol, nu doar al părții de nord-vest, ci și a întregii țări. Catedrala aceasta are multe aspecte deosebite. Sigur, arhitectura, soluțiile la care am abordat. Aș vrea să ne aducem aminte că am plecat de la un dat. Noi am găsit aici o fundație plecată pe un alt proiect. Proiectul s-a schimbat între timp, s-a ajuns la această formă și sigur la alte dimensiuni, în condițiile în care în prima parte s-a dorit deschiderea subsolului și funcționarea lui. Treptat, pe măsură ce catedrala a început să capete înălțime de la cota zero, eșafodajul, adică planșeile de lucru ale muncitorilor, depășeau deja încărcările pe care noi le socotisem pentru planșeul de peste subsol, punând în pericol însăși folosirea subsolului. Piatra de temelie a catedralei din Baia Mare a fost pusă în anul 1990 de către arhiepiscopul Maramureșului și sătmarului Justinian Chira. Lucrările au fost stopate 4 ani mai târziu și reluate în 1999 de arhiereul vicar Justin Sigheteanul. Conform proiectului, catedrala va avea înălțimea de aproximativ 90 de metri, la fel ca și celebru Big Ben din Londra. Experiența Multisport organizează joi 25 iunie la ora 19 pe faleza Mureșului, în spatele Palatului Cultural, o alergare în grup în memoria atletului Gheorghe Moșion. Cel mai în vârstă atlet al Aradului, Gheorghe Moșion, 82 de ani, a fost accidentat în 24 mai pe centura Aradului de către un motociclist din Ungaria. A fost în comă până în 12 iunie, când a decedat. În cursul zilei de astăzi, familia din Tulcea l-a dus pe Melegorile Natale pentru a fi înmormântat. Arădeanul Ladislau Elec a câștigat concursul pentru ocuparea postului de director executiv în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara. Aflăm și nota cu care acesta a promovat examenul imediat după rubrica Meteo. Bun găsit! Astăzi vremea a fost frumoasă în toate regiunile, iar procesul de încălzire s-a resimțit în zonele în care temperaturile au scăzut semnificativ în perioada precedentă. Astfel, maximele zilei au fost cuprinse între 23 și 30 de grade în Banat. La noapte, cerul va fi variabil la senin și numai izolat la începutul intervalului. Vor mai fi posibile ploi slabe în partea de nord a Carpaților Orientali. Temperaturile minime se vor încadra între 6 și 18 grade. Atât pentru un moment, în câteva minute revin cu alte detalii despre starea vremii. Unul dintre angajații centrului de plasament Casa Dorca din satul Pataș din Valea Almajului a rămas îngrozit aseară când într-una dintre anexele casei de copii a dat peste corpul agățat în ștreang al unuia dintre copiii aflați acolo în plasament. Copilul în vârstă de 14 ani se pare că a decis să-și ia singur viața, fiindcă pe corpul lui nu au fost găsite urme de violență, iar medicul legist nu a descoperit nici el că bietul copil să fi fost agresat. Băiatul se afla la centrul de plasament de mai mult timp și era din Bocșa. El provenea dintr-o familie cu mai mulți copii, 3 frați, dar au fost dați în grija statului după ce părinții au divorțat. Se pare că în ultimul timp copilul era foarte trist, fiindcă ar fi aflat de la rude că pe perioada vacanței de vară nu-l va lua nimeni acasă în familia lui, el urmând să rămână mai departe în centrul de plasament. El mai păstra legătura cu tatăl său,
Ba mai mult, copilul nu se prea integrase în colectiv. Era mai mult retras și a rămas vreo 2 ani repetent. Ceilalți doi frați ai săi reușiseră să se adapteze noilor condiții. În urmă cu 3 ani a fost abandonat de ambii părinți care au divorțat. Întâi a fost abandonat de tată, iar în 2012 mama i-a lăsat nesupravegheat pe el și încă 2 frați mai mici la domiciliu, o perioadă mai lungă de timp, și atunci vecinii au sesizat că sunt 3 frați minori care sunt lipsiți de ocrotirea părintească și au fost luați în regim de urgență și plasați la o instituție abilitată să le ofere protecție și îngrijire acestor copii. Fiind cel mai mare, a acceptat mai greu ideea de a fi abandonat de către părinți. Probabil a sperat că măcar unul dintre aceștia va reveni și va lua înapoi. Păstra, din câte am înțeles, legătura cu tatăl său telefonic, care l-a și vizitat anul acesta în aprilie. Probabil și-a făcut speranțe că îl va lua tatăl și, nefinalizându-se acest lucru, a fost dezamăgit. Lucrurile s-au mai îndreptat oarecum în momentul în care s-a împrietenit cu una dintre fetele din centrul de plasament. Ba se pare că între cei 2 copii s-ar fi înfiripat și o mică poveste de dragoste. Dar așa cum se întâmplă la vârstă fragedă, fata și-ar fi găsit alt prieten, iar tânărul a amenințat-o că se sinucide în speranța că se va împăca cu el. Poliția a deschis un dosar de cercetare penală în acest caz. Arădenii răsuflă ușurați. Centrul orașului arată din nou civilizat. Ne referim la spațiul din fața Palatului Administrativ, care de luni de zile a arătat ca un teren arabil. Asta după ce anterior, timp de alți câțiva ani, a apărut o expoziție de plante uscate. Finalmente, administrația a reușit amenajarea lui, una care pentru moment pare să îi încânte pe arădeni. Surpriză mare pentru arădenii care au trecut astăzi prin centrul orașului. Administrația locală a reușit finalizarea amenajării spațiului verde din fața primăriei. După câțiva ani de zile, arădenii în sfârșit au un spațiu care arată civilizat la kilometru zilea orașului. De ce spunem după câțiva ani de zile? Pentru că spațiul verde care a fost amenajat aici a început să se degradeze din momentul în care municipalitatea a început organizarea târgurilor de primăvară și de iarnă pe acele podiumuri care erau așezate timp de câteva săptămâni în fiecare an peste spațiul verde. Evident că acesta, din cauza lipsei luminii, s-a degradat în permanență, astfel încât în această primăvară și la oarecare presiune publică venită dinspre cetățeni, municipalitatea a decis să renunțe la acele podiumuri cu ocazia târgurilor, dar a durat câteva luni de zile până ce acest spațiu a fost reamenajat, deoarece întreaga zona a trebuit practic rasă, a trebuit plantat de la zero un nou covor de iarbă, un nou aranjament floral, astfel încât, iată, abia acum, la mijlocul sezonului estival, lucrurile au început să arate așa cum ar fi normal într-un oraș civilizat în Europa secolului 21. Mare parte a acestui spațiu este ocupat de un covor de gazon, iar în fiecare dintre cele 2 scoaruri este amenajat un rondo de arbuști și flori colorate. Arădenii par încântați de aranjament. Era și greu să fie altfel, deoarece comparația cu aspectul din ultimii ani este încă foarte vie în memoria cetățenilor. Cum vi se pare nou aranjament din fața? Vai, ce bine că mi-ați atras atenția! Așa grăbiți cum suntem? Ce, cum ți se pare, mami? Interesant, arată bine. Arată bine, oricum Aradul este foarte curat, este foarte frumos. E un oraș în care îți face plăcere să te plimbi, să cazi cura, să faci shopping. E frumos. Frumos, foarte frumos. Bine, deocamdată foarte bine. Hai, la o primă privire pare bine, dar depinde cât va ține și vom vedea. Deci trebuie și întreținut. Păi normal. Rămâne de văzut acum felul în care cei care se ocupă de acest spațiu vor reuși să-l întrețină. Temerile sunt justificate, în care constatăm că încă din prima zi aceștia recurg la practici, să le spunem, neconvenționale, cum ar fi udarea gazonului la orele amiezii, când razele soarelui sunt extrem de puternice. Arădeanul Ladislau Elec a câștigat concursul pentru ocuparea postului de director executiv în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara. Elec a promovat examenul cu 85 de puncte la proba scrisă în data de 17 iunie și cu 95 de puncte la proba orală în data de 22 iunie 2015. Astfel, Ladislau Elec a devenit director executiv al activității de colectare a veniturilor statului din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara.
El a ocupat această funcție încă de la înființarea direcției, prin ordin al președintelui ANAF, anterior reorganizării instituției. Elec a fost director executiv adjunct pe probleme de administrare a veniturilor statului în cadrul administrației județene a finanțelor publice Arad. Un schelet vechi de aproximativ 5.000 de ani a fost găsit de o echipă de arheologi în situl de la Silvașul de Jos din județul Hunedoara. Se preconizează că acest schelet datează din anii 3.000-3.200 înainte de Hristos, dar pentru expertiză va fi trimis la un laborator din Polonia. A fost depus cel mai probabil într-o cutie de lemn. Fiind movila construită, este o movilă care este o alcătuită din pământ care este umblat, deci el are tendința să se surpe. Ori marginea rămânând verticale și la unghi de 90 de grade, înseamnă că exista un suport pentru ele, deci o cutie cel mai probabil de lemn, care nefiind arsă, nici nu s-a păstrat. Deci foloseau un fel de sigriu. Exact, exact. Arheologii care fac săpături în zonă au descoperit în zona Silvașul de Jos nouă movile în care se crede că ar putea exista o seminte. Deocamdată, săpături au avut loc la una dintre movile. Scheletul descoperit a fost îngropat într-o cutie de lemn în urma unor ritualuri funerare. După prelevarea scheletului din săpătură, vor fi trimise mostre pentru analiză la cel mai probabil la Poznan în Polonia, cercetarea fiind o colaborare între Timișoara și Muzeul Banatului din Timișoara și Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara, cel mai probabil vor fi trimise de Timișoara, care au prevăzut fonduri pentru asemenea datări. Și de la celelalte descoperiri s-au făcut datări, acestea se încadrează în perioada de timp cuprinsă între 3000-3200 înainte de Hristos. Zona Hunedoarei este plină de asemenea movile în care erau îngropați strămoșii noștri. Ritualurile funerare erau pregătite în detaliu. Potrivit experților, erau trei faze de construcție ale movilei. În prima fază se făcea un foc mare în care se aruncau ofrande și vase, iar mai apoi se începea construcția movilei. În acest timp, presupunem că mortul era lăsat expus pe o platformă de lemn la descărnat. Asta se poate vedea din faptul că partea scheletului nu este în conexiune anatomică. După descărnarea acestuia și realizarea movilei, se sapă o groapă în centrul ei, se depune defunctul, după care se acoperă și se construiește movila la înălțimea ei actuală. Este pentru prima dată când un asemenea ritual a putut fi documentat. De altfel, situl de la Silvaș reprezintă o premieră în arheologia românească. Săpăturile la situl de la Silvașul de Jos sunt efectuate de arheologii Muzeului de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara. Prefectura județului Arad a găzduit o conferință tematică referitoare la problema braconajului, susținând astfel alături de mai multe instituții proiectul european Life Connect Carpathians. The fourth objective, main objective of the project is to involve the local communities in sustainable conservation. Al patrulea obiectiv este această implicare municipală a comunităților locale în susținerea obiectivelor de conservare. And to this end, we're running training courses and workshops for regional institutions and local communities. Organizăm și seminarii de instruire, ateliere de lucru cu atât cu instituții cât și în cadrul comunităților locale. To provide examples of best practice. Pentru a oferi niște exemple de bune practici în ceea ce privește managementul, conflict mitigation, adresării acestui conflict între oameni și animale sălbatice. Tema întâlnirii a fost colaborarea în vederea unei abordări instituționale eficiente pentru prevenirea și combaterea braconajului și pentru reacția în regim de urgență la situații periculoase generate de animalele sălbatice. Un proiect de interes regional al României, unic în prezent, având în vedere caracteristicile sale, proiect implementat prin Reșfărământul Național, Fundație din Marea Britanie, cu aplicabilitatea România, aș începe prin faptul că Jandarmeria Română este parte a comunității locale și nu putem să eliminăm acest rol, având în vedere că contribuim la dezvoltarea societății și suntem parte componentă acesteia. Obiectivul principal, pe care a prezentat și Andrei mai devreme,
Proiectul este finanțat de Comisia Europeană și implementat de Fauna and Flora International în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Asociația Zărand. Vizează elaborarea unui plan de management regional pentru specii de faună de importanță comunitară. În acest context, două dintre obiectivele proiectului urmăresc facilitarea conviețuirii între comunitățile locale și speciile sălbatice și revenirea și combaterea braconajului. Continuăm cu informații imediat după ce urmărim datele despre starea vremii. În Oltenia, cerul va fi variabil cu norări în a doua parte a intervalului, când vor fi averse și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot fi însemnate și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 31 de grade. În Muntenia, cerul va fi variabil, dar spre seară și în cursul nopții vor fi înorări temporar accentuate ce vor determina averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului pe spații restrânse în zona subcarpatică. Valorile se vor menține apropiate de limitele normale ale acestei perioade, astfel temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade. În Dobrogea, cerul va fi variabil, dar spre seară și în cursul nopții vor fi înorări temporar accentuate, ce vor determina averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului pe spații restrânse în zona subcarpatică. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade. În Moldova, cerul va fi variabil la început, apoi va deveni treptat noros. După amiaza și noaptea, pe spații relativ extinse, nord și local în rest, se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări locale, mai ales în a doua parte a intervalului, dar și pe timpul averselor, când pot lua aspect de vijelie. Maximele termice vor fi cuprinse între 25 și 31 de grade. În centrul țării, în a doua parte a intervalului, se vor semnala averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, dar vor fi și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. În Maramureș, cerul va fi temporar noros și, îndeoseb după amiaza și noaptea, pe arii extinse vor cădea ploi cu caracter de aversă, însoțite și de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade. În vestul țării, cerul va prezenta înorări temporare în prima parte a intervalului, când pe arii extinse se vor semnala ploi, mai ales sub formă de aversă. Noaptea cerul va deveni variabil și doar izolat va mai ploua, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade. În câteva minute aflați care va fi situația vremii pentru următoarele zile. Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif a declarat că dacă există voință politică, atunci sunt șanse bune de a se ajunge până la 30 iunie sau câteva zile mai târziu la un acord asupra programului nuclear al Iranului. Cred că dacă există această voință politică de a accepta realitatea și de a obține progrese pe baza a ceea ce a căzut de acord la Lausanne, atunci sunt șanse bune să încheiem negocierile asupra programului nuclear iranian, până la termenul limită sau câteva zile mai târziu, a adăugat Zarif, evocând acordul cadru semnat în Elveția la începutul lui aprilie. Mohammad Javad Zarif s-a întreținut inițial separat cu omologii săi francez, britanic și german, după care toți patru au discutat cu purtătoarea de cuvânt a înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe. Am vorbit despre modalitățile privind accelerarea discuțiilor care vor avea loc la Viena în zilele dificile ce se apropie, a precizat el. Ministrul britanic de externe, Philip Hammond, a menționat înregistrarea unor progrese în negocieri, dar a subliniat totodată că unele puncte în aceasta necesită soluții. Avem nevoie de puțină flexibilitate din partea Iranului, a spus el. Potrivit lui Hammond, negocierile asupra programului nuclear iranian ar putea avea loc și după 30 iunie, așa cum a recunoscut și Casa Albă.
Această dată rămâne ferm stabilită deocamdată, dar ar putea fi schimbată în caz de necesitate, a explicat Josh Earnest, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, amintind că acordul de la Lausanne a fost semnat la 3 zile după data limită fixată de părțile implicate în negocieri. Ministrul francez de externe, Laurent Fabius, a pledat pentru un acord robust, adică verificabil, și pentru posibilitatea reluării sancțiunilor în caz de încălcare a înțelegerilor de către Iran. Să urmărim acum prognoza meteo pentru următoarele 3 zile. Miercuri, în vestul, centrul și nordul țării, cerul va avea înnorări temporare și local, mai ales la munte, vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Vor fi condiții de grindină. În restul teritoriului, vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil și doar izolat vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată după amiaza și noaptea. Joi, în centrul și în sud-vestul țării, dar și în zonele montane și submontane, vremea va fi în general instabilă. Temporar, înnorările vor fi accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vineri, cerul va fi variabil cu înnorări temporare în cursul zilei, când pe arii restrânse, îndeosebi în zonele de munte, vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în regiunile estice și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade. La munte, cerul va prezenta înnorări temporare în prima parte a intervalului, când pe arii extinse se vor semnala ploi, mai ales sub formă de aversă, însoțite și de descărcări electrice. Noaptea, cerul va deveni variabil și doar izolat va mai ploua. Rubrica Meteo se încheie aici. Sunt Andreea Weiss, vă doresc o seară frumoasă. La revedere! La știrile din sport vedeți ultimele noutăți din fotbal, tenis de câmp și box. Fundașul formației ACS Poli Timișoara, Silviu Bălace, s-a retras din activitatea fotbalistică după meciul cu CS Mioveni. La scurt timp, el a deschis o școală de fotbal care se numește Galaxy Timișoara, iar echipamentul copiilor va fi alb-albastru. Școala va începe cu copiii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani, iar deocamdată s-au înscris 20. Copiii se comportă destul de bine. Cred că și eu și partenerul meu, Goran, vom avea succes pentru că ne completăm destul de bine. Eu sunt oltean, el e sârb și suntem amândoi ambițioși și avem un țel destul de mare și eu cred că îl vom atinge și vom veni cu ceva nou. De aceea am ales și acest nume, Galaxy Timișoara. Cred că vom veni, ca să spun așa, dintr-o altă galaxie și vom face ceva măreț. Antrenamentele vor avea loc la strandul Lemon, unde există terenuri de mini-fotbal. Îmi doresc foarte mult pentru că am pus foarte mult suflet și acum se vede dacă am fost apreciat sau nu cu adevărat pentru ceea ce am făcut la Timișoara. Bălace va fi și antrenor, dar speră să rămână și la CS Poli în staff. Monitorul de seară a ajuns la final. Sunt Bogdan Costea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare. La revedere!